În această dupamiază, Madi îi făcea porul Ioanei și vorbeau despre competiție. Spunea Madi că ea la început s-a simțit foarte bine acolo în casă, după a avut stările ei mai puțin plăcute, dar Ioana spune că ea nu se simte bine acolo în casa Mireasa, că nu are ce să facă, e plictiseală, seală, că îi lipsește tot de acasă îi lipsește familia, cum de altfel le lipsește tuturor. Spunea și despre oameni că nu știe cum să vorbească cu ei, ce să zică pentru a nu deranja. Mai spunea că toată lumea din casă îi se pare că e foarte rezervată, nu spune tot ceea ce ar gândi poate. Tot Ioana spunea că nu simte nevoia să stea pe telefon, nu asta îi lipsește acolo în casă și Madi spunea că nici ei, dar simte nevoia să vorbească cu mama ei pentru că acasă vorbea zilnic cu ea și acum nu se mai întâmplă asta. În cazul Ioanei este vorba și despre acomodare. Primele zile probabil sunt mai dificile, plus că ea a intrat pe parcurs, nu de la început și nu a legat prietenii încă.